Povestea pe care încep să vă spun s-a petrecut acum câteva sute de ani, în Anglia, acolo unde era rege Richard Inimă de Leu. Pentru blândețea și inima sa bună, pentru dreptatea cu care domna, era iubit și prețuit de toți supușii săi. Din nefericire, regele a fost nevoit să plece la război, iar în absența sa, fratele lui a preluat tronul. Prințul John, căci acesta era numele, era însă un rege zgârcit și lacom care nu făcea altceva decât să-și împovăreze supușii cu biruri și să mărească taxele pe care aceștia le aveau de plătit. Vieții oameni s-au văzut astfel obligați să suporte tirania prințului, așteptând cu nerăbdare întoarcerea regelui mult iubit și sperând că undeva se va găsi un erou care i-ar putea ajuta. Hei, norocul lui că poate să zboare! Cine știe ce vede de acolo de sus? Robin! Robin! Coboară, avem nevoie de tine! Am înțeles! Cobor imediat! E ceva în neregulă? Da, am văzut un străin umblând pe lângă râu. Ce ne facem cu el, Robin? Un străin? Vrei să furăm monedele de aur pe care le are la el așa cum facem cu ceilalți? Însă te asigur, omul acesta nu pare a fi deloc bogat. Facem așa. Mă duc să văd ce-i cu el, dar dacă sunt din corn, fiți gata să-mi veniți în ajutor. Cum spui tu, Robin? Numele acestui tânăr curajos era Robin Hood. Tatăl său era un nobil care, din păcate, a fost păcălit de un impostor care a luat întreaga avere și palatul, lăsându-l să moară în sărăcie. De atunci, Robin s-a hotărât să trăiască în libertate, în pădurea din Sherwood, avându-i alături doar pe credincioșii săi tovarăși. El trebuie să fie. Băiete, nu vezi că vreau să traversez râul? Dă-te din drumul meu! Iată, uite ce coincidență! Și eu tocmai vreau să traversez râul! Devine interesant! Știu exact cum putem să hotărâm care dintre noi va trece mai întâi peste râul acesta! Hai să vedem! Ești mai puternic decât am crezut! Bravo, băiete, ești în formă. Pregătește-te, acum e rândul meu. Ești teafăr, băiete, dă-mi mâna. De data asta ai învins tu. Îți mărturisesc, era cât pe ce să ajung și eu în apă. De unde au apărut toți acești oameni? Uite-te la tine, Robin! Ești tu din capul în picioare! Ce te-a apucat? Te-ai hotărât să faci o baie în râu? Îmi era cald! De ce nu încerci și tu să te arunci puțin în apă? E o plăcere! În mijlocul pădurii se afla satul în care trăiau în tignă și libertate Robin și prietenii săi. Printre ei, Alan e un foarte iscusit cântăreț la harpă. Mai era părintele Tuck, gata întotdeauna să-și împărtășească tuturor povețele înțelepte, și Will Scarlet, cel mai elegant dintre toți. Din acel moment, micul John a devenit și el membru al grupului din pădure. Hei, am o idee! Ce zice să participăm la concursul de tras cu arcul care se ține în Nottingham? Ar fi nebunie curată din partea ta, Robin. Uiți că există recompense puse pe capul tău și că dacă s-ar afla cine ești, n-ai mai scăpat teafăr din mâinile șerifului din Nottingham, a? Îmi spui să renunț la o asemenea ocazie? La șansa de a demonstra tuturor că sunt cel mai bun? Dacă am reușit să câștigăm concursul de tras cu arcul, sunt sigur că nimeni n-ar mai avea curajul să ridice un deget. Ce optimiști sunteți voi doi! Inochit! Vom câștiga concursul! Am reușit. Așa nu ne va recunoaște nimeni.
Concursul ăsta e de-a vârful interesant. Da, da, da. Nu știu că... Cine are câștigat? Nu știu, dar cred că e destul de puternic. Toți par hotărâți să câștige. Ia uitați-vă acolo, n-am mai văzut niciodată o fată atât de frumoasă. Cel de acolo este șeriful de Nottingham, așa? Un om demn de tot disprețul. Uită-te cine-i stă alături. Despre cine vorbiți? Ah, e Lady Marian! Robin, eram sigură că te voi revedea. Lady Marian era o foarte bună prietenă din copilăria lui Robin. Ei doi nu se mai văzuseră de foarte mult timp. Ah. Săgeata în centru este fărul meu, Sir Guy. Sunt sigur că el va câștiga acest concurs. Aș fi așa de sigură. Oh, extraordinar, ce bun sunt! Bravo, bravo! Nu pot să cred. Nu vă bucurați, concursul nu s-a terminat încă. Așteptați și veți vedea. E un adevărat maestru. Bravo! Îmi pare rău, însă nu mai e loc în centru pentru săgeata ta. Bravo! 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 Excelent, bravo! Fan! Ura! Ura! Trăiască! Meritul victoriei dobândite astăzi este al acestei fete frumoase. Îi ofer acest trofeu în dar. Vă mulțumesc mult! Îl accept cu plăcere! Acum trebuie să plec. Bravo! Bravo! Ura! Campioni! Ciudat, fața acelui tânăr mi se părea cunoscută. Ah! Era chiar Robin Hood! Cum adică Robin a avut curajul să-și arate chipul pe aici? Ai auzit? Acel arcaș priceput era chiar Robin Hood? Neobrăzatul acela a îndrăznit să-și bate joc de mine! După ce a câștigat acest concurs, popularitatea lui Robin în rândul oamenilor a crescut și mai mult, iar șeriful simțea că explodează de atâta furie. Vei plăti, Robin Hood! Însă amenințările șerifului nu-i speriau deloc pe Robin și pe tovarășii săi, care erau mereu gata să-l înfrunte, căci îl considerau, pe bună dreptate, cel mai mare inamic al poporului englez, vinovat de sărăcia în care trăia acesta. În ceea ce îl privește pe șerif, îl ura atât de tare pe Robin Hood, pentru că acesta ataca trecătorii bogați, luându-le tot ce aveau la ei. Însă Robin Hood nu era un hoț. Tot ce lua de la bogați împărțea apoi săracilor. Da, da, e un obiect de mare valoare. Sunt sigur că prințul John îl va aprecia cum se cuvine. Oh, da, ce se întâmplă? Fii mai atent! Ține minte că într-o sună se află darurile șerifului pentru prințul John! Ce merge așa? Nu e vina mea, priviți! Oh. Aoleu, bieții de noi sunt fantome. Suntem oameni în carne și oase, nu suntem fantome. Bă, nu! Robin Hood! Unde fugiți, lașilor? Nu mă puteți lăsa aici! Aveți milă de mine, vă rog! Vă rog, lăsați-mă în pace! Stați liniștit, domnule! Am venit să vă invităm la cină, nimic mai mult. Nu avem intenția să vă facem vreun rău. La cină? Pe mine? Dă-mi și mie un par cuvinte, rog. Ura! Poftiți un pahar din cel mai bun vin al nostru. Să nu-mi spuneți că nu vă place. Dimpotrivă, îmi place foarte mult. Foarte bine. V-am pregătit și o friptură. Vă rog, serviți-vă, domnule.
Bine, de mulțumire, că n-aș putea spune că mi-e foame. V-am invitat la cină și dumneavoastră nu vă e foame? Mă scuzați, n-am poftă de mâncare. Îl gustați și din asta. Și de aici le-am pregătit special pentru dumneavoastră. La un asemenea ospăt se mai cere un pahar de vin. Gustați și mazărea, este excelentă. Mâncați, nu ezitați. Curaj, totul e pregătit special. Nu uita să beți. Vă mulțumesc, dar nu trebuia să vă deranjați atât. Acum putem spune că cina s-a încheiat. A venit momentul să plătiți pentru tot ceea ce ați mâncat. Foarte bine. Să plătesc? Cum adică să plătesc? În orice restaurant care se respectă, la sfârșit vi se aduce nota de plată, nu-i așa, domnule? Da, sunt de acord, însă îmi pare foarte rău. N-am niciun ban la mine. Aoleu. Ce faceți? Am găsit acest săculeț cu monezi de aur la dumneavoastră în trăsură. Cred că vă ajung să plătiți această cină, așa că vi le oprim noi, domnule. Dar aceștia nu sunt banii mei, nu mi-i puteți lua, trebuie să-i duc prințului John. N-aveți de ce să vă faceți griji, domnule. Prințul John e îndeajuns de bogat, în timp ce noi îi ajutăm pe cei care chiar au nevoie de ei. Și acum v-aș sfătui să vă întoarceți de unde ați venit, domnule. E periculos să umblați singur noaptea prin pădure. Vai de mine, cum găsesc calea de întoarcere? Vai de mine! Monezile de aur obținute astfel fură împărțite familiilor sărace, care îi rămaseră etern recunoscătoare punului Robin Hood. Ce? Robin Hood a furat toate monezile de aur? Prințul John află imediat despre furt, căci în acel moment se afla tocmai în Nottingham. Trebuie să-l arestăm cât mai repede cu putință! M-ai înțeles, șerifule? Nu vă faceți griji, alteță! Voi face tot ce-mi stă în putere pentru a-l prinde pe Robin Hood și voi da o lecție odată pentru totdeauna! Sunt generos, sunt și frumos, când și visez, lupt și dansez, alerara, oriradu... Ah, ce foame mie! Nici nu vreau să mă gândesc cât mai e până la ora cinei! Ha? Ce? Cine e acolo? Micuțule, te-ai pierdut. Hei, pot să știu cine sunteți și ce vreți de la mine? Ia te uită. N-am crezut niciodată că va fi atât de ușor să te prind în capcană. Șeriful va avea o surpriză foarte plăcută pentru tine. Șeriful? Scoateți-l din capcană, îl vom duce la castel să-l spânzurăm. Haide. Haide mai repede. Repede să-i spun lui Robin. Oare cum îi merge regelui Richard? Sper să se întoarcă în curând. Hei, Robin, fii atent! Am mușcat momea la... S-ar părea că Robin vrea să cruțe vieții pești. Robin! Robin, l-au prins pe micul John și l-au dus la castel! Poftim? Pe micul John? Să nu-ți faci griji pentru mine, Robin. Stai departe de locul ăsta. L-au prins pe prietenul lui Robin. Vor să-l spânzure, am auzit. Da, da, da. Vai, sărâcu. Ce-ți cer să-i facă oare, doamne, doamne? Complimentele mele, șerifule. Vă mulțumesc, alteță. Vă asigur că Sir Guy, cel curajos, îl va prinde și pe Robin la fel de repede. Nu trebuie să te simți singur, amice. În curând îl vom prinde și pe Robin Hood și toată ceata lui de hoți. De ce mă aștepți? Hei, ce faci aici? Cu tine vorbesc, călugărule. Îmi cer iertare, domnule, dar chiar și cei mai răi tâlhari au dreptul de a se căi pentru păcatele lor, iar eu trebuie să-l ascult spovedania înainte de moarte. Nu mai avem timp și pentru asta. Oh, nu! Nu fiți atât de cruzi! Bine, bine, hai, fă ceea ce trebuie să faci, dar grăbește-te! Dumnezeu să mă binecuvânteze, domnule! Îți pierzi timpul aici, să știi. Nu am pentru ce păcate să mă căiesc. De fapt, ai putea să-ți ceri scuze pentru toate dățile în care ai cântat cu voce tare, micule John. Hei, fă-ce asta! Ești liber! Asta e Robin Hood! Da, am venit să-mi eliberez prietenul!
Stați, prindeți-l! Puneți mâna pe el! Stai pe loc, stai! După el! Lăsa! Haideți, haideți! Mișcați-vă! Bandiți, a furisit să nu credeți că veți scăpa cu viața din orașul ăsta! Haideți, haideți! Pune-o mâna pe voi! Nu prinde-l! Hai! Repede, să ieșim de aici! Avem cai! Ei ne vor ajuta să scăpăm de soldați! Îți mulțumesc, Robin! Vă mulțumesc, prieteni, v-ați riscat viețile ca să mă salvați! Trebuie să fim întotdeauna gata să ne ajutăm, prieteni! Bine spus! Uite-i! Prinde-l! Opriți-vă! Sunt pe urmele noastre! Haide, mișcați-vă! Ești prins în capcană, tâlharule! Ce durere! Spatele meu! Ce mă doare! Întoarce-te în pădure, Robin. Acolo vei fi în siguranță. Drumul acesta se înfundă. S-ar părea că n-am rătăcit, prieteni. Ei, încolo, pe strada aceasta se află ieșirea. Ești sigur? Foarte sigur. Eu zic că putem să avem încredere. Să mergem. Am ajuns! Iată poarta orașului. Foarte bine, ne așteaptă și caii. Îmi pare rău dacă m-am îndoit de tine, băiete. Nu trebuie să mulțumiți. Luați-mă și pe mine cu voi în pădure. Ei, un moment! Dar tu... Da, prieten, eu sunt... Ești Lady Marian! Mă gândesc la tine neîncetat din ziua concursului. Robin, ai vrea să mai cu tine în pădurea Sherwood? Desigur! Oricine alege libertatea e binevenit alături de noi în pădurea Sherwood. Robin! Ce noroc! Am salvat un prieten și am dobândit încă o prietenă nespus de frumoasă. Chiar și animalele se vor bucura. Vor să fugă! Atenție! Trebuie să-i oprim! Să să-i oprim! Nu-i lăsa să scape! Haideți! Nu-l lăsați! Sunt prea mulți! De data asta nu vom reuși să scăpăm! Vom reuși, vei vedea! Suntem atât de aproape de pădure! Hei, dar tu cine ești? Nu contează cine sunt eu, însă n-am să vă las să mai faceți un pas de acum înainte. Altfel veți înfrunta mânia sabiei mele. Ați înțeles ce am spus? Ce? Clar? Înapoi, soldați! Cine sunteți, domnule? Nu ești bun de nimic! Puteai să-i prinzi pe bandiți și ai lăsat să scape! Adevărul este că, domnule, un cavaler misterios cu armura neagră le-a sărit în apărare! Cavalerul negru? O, nu! Nu se poate, nu mai avem nicio șansă! Cavalerul negru e de partea lor! Complimentele mele, domnilor, sunteți tare curajoși! Iar locul acesta pe care vi l-ați ales e minunat! Oh! Dar este regele Richard! Bine ați venit printre noi, maestate! Robin Hood, vestea despre isprăvile tale de vitejie a ajuns de mult timp la urechile mele și am hotărât că trebuie să te cunosc în persoană. Astăzi m-am convins că ești la fel de curajos și devotat dreptății pe cât se spune. Vă mulțumesc, sire! Îmi cer iertare pentru faptele fratelui meu. De acum înainte, acest pământ va avea drept conducător numai oameni viteși ca tine și loiali, precum amicii tăi. Robin, spune-mi, vrei să-ți ajuți regele? Da, aș face orice pentru dumneavoastră, alteță. Trăiască regele!
Trăiască regele Richard! Trăiască regele Richard! Trăiască Robin Hood! Trăiască Anglia! Trăiască Anglia! Trăiască Robin Hood! Și astfel, Robin și bunii săi prieteni l-au însoțit pe rege la castel, unde l-au ajutat să-l alunge pe fratele care i-a furat tronul și pe uzurpatorii care se instalaseră în palat. Regele Richard i-a înapoiat lui Robin titlul nobiliar și averea luată pe nedrept, iar toți ceilalți au devenit gărzi de nădejde ale iubitului lor suveran, gata întotdeauna să-l apere și să-și apere țara.